Ziua! Știți că n-ați voie să parcați aici, în piață? Am voie o oră. Păi, dar dumneavoastră sunteți parcă mai mult de o oră și în fiecare zi sunteți mai mult. Deci chiar nu e adevărat. Vă arăt niște filmări în care vă arăt că dumneavoastră stați mai mult parcat de două ore aici. Acum chiar n-am nicio jumătate de oră. Nu, aveți mai mult de jumătate de oră. Domnule. Dar de ce parcați aici când aveți o parcare stabilită de primărie acolo? Vedeți, domnule, vin, domnule, vin, vin în piață, am dus două baxuri. Și aveți o parcare pe care primăria v-a pus-o la dispoziție. Da, și acum am dus acolo. Deci, dar nu vă duceți acolo, dumneavoastră este să parcați aici în fiecare zi. Păi fiecare zi poți să parchezi o oră, păi am voie, pentru că din marfă de aici în piață. Păi folosiți, nu poți să aduc marfă de acolo. Puteți să intrați în piață să vă duceți marfa, să știți că lucrul ăsta. Între timp, în timpul zilei mai puțin. Eu acum vin de acolo. De ce folosiți o parcare pe care nu aveți dreptul să o utilizați? Aveți o parcare stabilită frumos de către primărie? Păi și stați puțin, scrie undeva că eu nu am dreptul să folosesc parcarea asta. Păi dacă primăria v-a făcut dumneavoastră o parcare, dar, care dumneavoastră, de ce nu o utilizați? Am voie să parcă. Există vreun motiv pentru care nu utilizați parcarea aia? Nu, niciun motiv, absolut. Eu chiar acolo mă duc, acum mă duc, cum puteți să folosiți. Aha. Dar de ce parcați aici? Fiecare zi, nu mai așa, deci parchez numai o jumătate de oră. Dar știți că parcarea asta e făcută pentru clienți, da? Pentru clienții pieței. Nu credeți că vă aduceți de serviciu și noastră? Da, 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 fără discuție. Oamenii în loc să găsească loc aici, găsesc dubele astea ocupate. Problema e că eu acum... Păi haideți să ne uităm câte dube sunt acum. Ia uitați. Și ce a spus ieri? Nu, dar ce a zis dumneavoastră ieri? Nu, dar ce a spus dumneavoastră ieri? Nu a spus că nu. Nu am nevoie de ea și plec, uite, vin acasă. Și atunci de ce o lăsați aici? Uite-te și dumneavoastră. Dar nu mă interesează. Dar nu contează. Acum am băgat varză și acum plec. Dar de ce o lăsați aici mașina? Ah, păi v-ați coșunat pe mine, înseamnă. Nu s-a coșunat nimeni pe dumneavoastră. De ce nu folosiți? De ce nu folosiți parcarea de acolo? Da, treacă cu mine de gât, uite, vin o să vezi că am pus varză mașină. Ce treacă, mă apucă dracu acum. Păi, și atunci de ce folosiți parcarea asta? Când aveți parcare specială pentru treaba asta. Păi oameni serioși sunteți, dumneavoastră ați zis ieri că nu mai folosiți. Am pus barda, mașină pleacă. Și de când sunteți aici? Ia spuneți, sincer. Mai puneți. Hai, nu două, da.